Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bine ați venit la Ministerul Afacerilor Externe. Vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre. Așa cum știți, tema conferinței de astăzi este organizarea alegerilor parlamentare în străinătate. Conferința de presă va fi susținută de Ministrul Afacerilor Externe, domnul Bogdan Aurescu, și președintele Autorității Electorale Permanente, domnul Constantin Florin Mitulețu Buică. De asemenea, îi avem alături de noi și pe reprezentantul cu însărcinări speciale pentru procese electorale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, domnul Iulian Ivan, și șeful Departamentului Cooperare Internațională și Relații Publice din cadrul Autorității Electorale Permanente, domnul Sorin Lazăr. După declarații, vom avea timp și pentru câteva întrebări, cu rugămintea de a ne limita la tema conferinței de astăzi. Îi voi da acum cuvântul excelenței sale, domnului Bogdan Aurescu, Ministrul Afacerilor Externe. Domnule ministru, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Permiteți-mi să-i mulțumesc pentru participare și domnului Nicolae Buică, președintele Autorității Electorale Permanente. De asemenea, după cum a anunțat colega mea, și domnul Iulian Ivan, reprezentant cu însărcinări speciale pentru organizarea proceselor electorale, domnul Sorin Lazăr, șeful Departamentului Cooperare Internațională și Relații Publice din cadrul AEP, vor participa la această conferință. După cum știți, alegerile parlamentare de anul acesta și implicit organizarea acestui scrutin în străinătate se desfășoară într-un context fără precedent. Acesta este definit de provocările generate de pandemia de COVID-19 și de măsurile sanitare restrictive luate de statele în care fiecare misiune diplomatică sau consulară își desfășoară activitatea și care trebuie să fie respectate, reprezentând factori importanți în pregătirea procesului electoral. Menționez că, potrivit legii, activitățile de coordonare a pregătirii și organizării procesului de votare în străinătate sunt asigurate de către Biroul Electoral de Circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliu sau reședința în afara țării. Conform legii, atribuțiile Ministerului Afacerilor Externe sunt de a oferi sprijin logistic Biroului Electoral de Circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliu sau reședința în afara țării. Ca și la alegerile prezidențiale din 2019, Ministerul Afacerilor Externe își va îndeplini toate obligațiile care îi revin privind acordarea de sprijin logistic în derularea votului. De asemenea, în condițiile speciale actuale, va urmări și va evalua permanent modul în care evoluțiile pandemiei în statele de reședință vor putea afecta acest proces, pentru a putea lua sau propune, după caz, în măsura posibilului și conform competențelor legale, măsurile necesare pentru organizarea procesului electoral în bune condiții. În cadrul conferinței de astăzi, mai întâi voi prezenta pe scurt situația reacțiilor și răspunsurilor primite de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României privind posibilitatea înființării secțiilor de votare pentru alegerile parlamentare din acest an. Apoi voi prezenta pe scurt demersurile realizate de Ministerul Afacerilor Externe ca parte a campaniei de comunicare și de informare publică pentru cetățenii din afara țării privind votul la alegerile din acest an, cu accent pe promovarea votului prin corespondență, care este cel mai sigur din punct de vedere sanitar. De asemenea, voi finaliza prezentarea trecând în revistă principalele elemente privind desfășurarea procesului de vot în străinătate în urma modificării în Parlament a cadrului legislativ, precum și competențele Ministerului în organizarea votului în afara țării. Apoi voi da cuvântul domnului președinte Mitulețu Buică pentru a vă prezenta activitățile din perspectiva Autorității Electorale Permanente. Colegii mei, de asemenea, vor putea să prezinte elementele tehnice pe care dumneavoastră eventual le veți ridica sau veți dori să le clarificați în scopul unei cât mai bune informări. Așadar, cum spuneam și aseară la debutul ședinței de guvern, având în vedere acest context special, dar și pentru organizarea în bune condiții în străinătate a alegerilor parlamentare din 6 decembrie, am transmis încă din luna iunie instrucțiuni misiunilor României în străinătate să contacteze autoritățile străine competente din țările de reședință, în vederea evaluării posibilității reale și concrete de organizare de secții de votare pe teritoriul acestor state, precum și pentru a se informa cu privire la măsurile de igienă și protecție sanitară concrete care trebuie respectate pe parcursul desfășurării procesului de votare la secție în contextul pandemiei de COVID-19. În conformitate cu informațiile comunicate până la acest moment de către misiunile României în străinătate, pe baza dialogului oficial desfășurat, dar care este în continuare în desfășurare cu autoritățile competente din statele de reședință și în contextul măsurilor dispuse de acestea în funcție de evoluția pandemiei de COVID-19 la nivelul fiecărei țări, vă putem aduce la cunoștință următoarele. În primul rând, singurele state ale căror autorități au informat oficial până la acest moment că nu vor permite
organizarea de secții de votare pe teritoriul lor, nici la sediile misiunilor diplomatice sau consulare, nici în alte locații, sunt două, Malta și Nigeria. Totodată, există o serie de state, inclusiv din cele cu comunități de români, care au transmis misiunilor diplomatice și consulare ale României acordul de principiu pentru organizarea de secții de votare pe teritoriul lor. Aceste acorduri preliminare sunt condiționate de mai mulți factori, precum luarea în considerare a evoluției situației epidemiologice, ceea ce este firesc, stabilirea detaliilor finale privind organizarea alegerilor și sau implementarea și respectarea strictă a tuturor măsurilor de protecție și siguranță sanitară care sunt valabile în statul de reședință, respectiv sub rezerva introducerii unor noi măsuri de siguranță sanitară, dacă evoluția pandemiei o va impune. Menționez o parte dintre țările care ne-au transmis acordul. Australia, Austria, Belgia, Italia, Canada, Elveția, Franța, Germania, Luxemburg, Republica Moldova, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Spania, Statele Unite ale Americii, Ungaria, Turcia, la care se adaugă și alte state, cum ar fi Emiratele Arabe Unite, Grecia, Maroc, Mexic, Noua Zeelandă, Pakistan, Federația Rusă. Există state, cum sunt Danemarca și Finlanda, unde nu se preconizează, conform informațiilor transmise de către misiunile noastre diplomatice, dificultăți în obținerea acordului pentru înființarea de secții. De asemenea, autoritățile din Cipru și Slovacia au transmis acordul verbal pentru organizarea de secții de votare. De asemenea, vom putea să organizăm secții de votare la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare în state unde misiunile nu propun în mod tradițional înființarea de secții de votare în alte locații, pentru că sunt comunități românești fie foarte mici, fie dispersate pe teritoriul statului respectiv, în Africa de Sud, în Argentina, în Brazilia, în Bulgaria, în Croația, Filipine, Indonezia, Japonia, Lituania, Republica Macedonia de Nord, Palestina, Peru, Qatar, Singapore, Turkmenistan, Ucraina, Ungaria. De asemenea, potrivit datelor centralizate la nivelul Ministerului Afacerilor Externe până la acest moment, există state care impun condiții și măsuri speciale în contextul situației epidemiologice și care au un anumit impact asupra procesului electoral, cum ar fi realizarea de analize de risc epidemiologic și de implementarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului pentru fiecare locație în care sunt organizate secții de votare, este cazul Marii Britanii și respectiv Olandei, limitarea numărului maxim de persoane aflate în incinta secției de votare sau în proximitatea imobilului respectiv și controlul strict al accesului în secție, este cazul Marii Britanii, Belgiei, Luxemburgului. Un alt exemplu este Irlanda, unde autoritățile irlandeze au informat că există obligația respectării măsurilor restrictive în vigoare la momentul votului. În acest moment sunt anumite orașe din Irlanda unde nu se pot organiza activități în spațiu închis, dar vom vedea care este evoluția până la momentul votului. Unele dintre aceste state au recomandat anterior, având în vedere contextul pandemiei, utilizarea votului prin corespondență. De aceea noi punem un accent deosebit în această perioadă în comunicarea noastră către comunitățile de români din afara granițelor pe folosirea acestei modalități de vot, și anume votul prin corespondență, care permite asigurarea dreptului de vot cu protejarea sănătății în orice condiții. Astfel de măsuri restrictive pot să mai apară și în alte state, în funcție de măsurile pe care statele respective le vor lua în contextul pandemiei de COVID-19. De asemenea, trebuie menționat că există unele state în care, în mod tradițional, autoritățile, indiferent de contextul actual al pandemiei, nu permit organizarea de secții de votare decât în sediile misiunilor diplomatice sau consulare. Este cazul Canadei, Cehiei, Slovaciei, Sloveniei și Estoniei. Și aș dori să mai precizez foarte clar două aspecte. În primul rând, aceste acorduri de principiu pe care le-am primit din partea statelor gazdă, precum și măsurile și condițiile impuse, sunt valabile la acest moment, la momentul la care noi le-am primit. Nu poate fi exclus ca, în funcție de evoluția pandemiei, care în mod evident nu este predictibilă și nu poate fi controlată, statele de reședință să revină asupra informațiilor comunicate. Ele pot să fie revizuite
și pot, desigur, să aibă un anumit impact asupra modului în care vom organiza procesul electoral în afara țării, inclusiv asupra numărului total de secții pe care le vom organiza pentru votul în străinătate. Fiecare stat va lua aceste decizii ținând cont în mod obiectiv de imperativul protejării propriei populații față de riscul epidemiologic. Un al doilea aspect vizează faptul că acest acord al autorităților din statele de reședință nu poate face obiectul unor negocieri politice sau diplomatice. Este o decizie pe care fiecare stat o adoptă pe baza propriilor reglementări privind organizarea de procese electorale de către alte state pe teritoriul lor și în funcție de evoluțiile locale ale pandemiei de COVID-19 și de măsurile care au fost luate pentru gestionarea pandemiei. Aceste măsuri au în vedere, repet, protejarea cetățenilor din statele respective, obiectiv care, o spun din nou, nu poate face obiectul unor negocieri. Decizii similare sunt luate de către toate statele, inclusiv de România, și au prioritate în contextul pandemiei, nefiind în niciun fel îndreptate spre o eventuală obstrucționare a exercitării dreptului de vot al cetățenilor români. De asemenea, mai vreau să subliniez că siguranța sanitară a cetățenilor români în străinătate pe parcursul derulării procesului de vot este prioritatea principală a autorităților române. Vom vedea care sunt condițiile în care se vor desfășura procesele electorale în secții, atât pe teritoriul României, cât și în secțiile care se vor organiza în străinătate. Ele vor fi decise în mod unitar și vom informa în timp util și în mod complet cetățenii români din străinătate asupra acestor condiții. De asemenea, ele ne sunt necesare pentru că, evident, Ministerul Afacerilor Externe, din punct de vedere logistic, trebuie să poată să ia măsurile care se impun inclusiv pentru achiziționarea materialelor de protecție și sanitare, însă evident că vom avea în vedere și va trebui să luăm în considerare atunci când aplicăm aceste reguli și măsurile adoptate de țara de reședință, regulile care sunt adoptate de fiecare stat în parte, acolo unde se vor organiza secții de votare. Având în vedere necesitatea luării în considerarea tuturor elementelor generate de contextul pandemic cu incidența asupra organizării procesului electoral, în scopul organizării și desfășurării în bune condiții alegerilor parlamentare în afara țării, Ministerul Afacerilor Externe împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă am propus și de altfel a fost aprobat de către primul ministru la mijlocul lunii august, așa cum a anunțat domnul prim-ministru, constituirea unui grup de lucru la nivel de experți interinstituțional sub coordonarea Autorității Electorale Permanente, care este format din mai multe autorități cu atribuții în materie. Acest grup de lucru a avut în vedere o serie de aspecte cu caracter tehnic. Am contribuit la măsurile legislative care au fost luate în vederea îmbunătățirii cadrului normativ pentru a asigura un proces electoral eficient în afara țării. De asemenea, în contextul demersurilor întreprinse de Ministerul Afacerilor Externe și de Autoritatea Electorală Permanentă până la acest moment, un obiectiv foarte important, așa cum am spus deja, a fost acela de a informa cetățenii români din străinătate despre oportunitatea oferită de votul prin corespondență. Votul prin corespondență reprezintă o alternativă sigură din punct de vedere sanitar, care este simplă, este rapidă, este o modalitate prin care alegătorii din străinătate au certitudinea că vor putea să-și exprime dreptul de vot în siguranță și că nu se expun riscului de îmbolnăvire cu COVID-19 sau unor situații în care trebuie să parcurgă o distanță mare până la secția de votare, dacă este cazul. Așadar, având în vedere obiectivul prioritar de protejarea sănătății, atât a cetățenilor români din străinătate, ca alegători, cât și a celor care vor face parte din birourile secțiilor de votare ce vor fi organizate în străinătate, am demarat deja din luna iulie o campanie de comunicare la nivelul Ministerului Afacerilor Externe cu sprijinul Autorității Electorale Permanente pentru a promova cu prioritate votul prin corespondență și veți vedea pe ecranele care sunt amplasate în sală o parte din elementele grafice ale acestei campanii. De asemenea, vreau să vă informez că la acest moment reprezentanții misiunilor diplomatice și consulare sunt într-un dialog constant și intens cu reprezentanții comunităților de cetățeni români. Fie că vorbim despre platforme civice, despre asociații, despre alte ONG-uri,
sau reprezentanții ai formațiunilor politice pentru a informa alegătorii din străinătate cu privire la organizarea și desfășurarea procesului electoral în străinătate. De altfel, acest proces de consultare cu cetățenii români aflați în străinătate este foarte important pentru a stabili numărul și locațiile secțiilor de votare din străinătate. Dorim să organizăm cât mai multe secții de votare pentru cetățenii români din străinătate, evident, în funcție de condițiile și de restricțiile care ar putea să fie introduse de un stat sau de altul. Aceste propuneri pe care le primim din partea cetățenilor români din străinătate sunt luate în considerare și reprezintă o bază de argumentație pentru constituirea de secții de votare. De asemenea, folosim aceste întâlniri cu cetățenii români din străinătate pentru a explica dificultățile generate de contextul pandemic și de a îndemna la înscrierea pentru votul prin corespondență. Consultări pe această temă au fost organizate la, cu titlul de exemplu, la sediile sau prin format videoconferință de către misiunile diplomatice și consulare în state ca Germania, Franța, Italia, Olanda, Spania și multe altele. În fiecare zi primesc rapoarte ale acestor consultări care sunt realizate de către misiunile diplomatice și consulare ale României. Având în vedere prelungirea cu o lună a datei până la care cetățenii români pot opta pentru votul prin corespondență, aceasta este una dintre modificările importante ale cadrului normativ care s-a produs recent și pe care Ministerul Afacerilor Externe a susținut-o foarte mult, la fel ca și AEP-ul de altfel, respectiv data de 22 octombrie 2020, ora 23:59, ora României. Acesta este termenul limită până la care cetățenii români din străinătate se pot înregistra pentru votul prin corespondență. Vreau să recomand și pe această cale, în mod puternic, insistent, ca cetățenii români cu domiciliu sau reședința în străinătate să opteze pentru votul prin corespondență și să se înregistreze pe platforma votstrăinătate.ro. Chiar dacă la acest moment avem doar foarte puține, de fapt două state care nu au permis votul în niciun fel în statele lor, repet, Malta și Nigeria, sunt multe situații în care autoritățile statelor de reședință, în dialogul constant cu misiunile diplomatice și consulare ale României, au recomandat în mod repetat încurajarea votării prin corespondență. Știm de asemenea din dialogul cu cetățenii români din străinătate că există anumite rezerve din partea cetățenilor români cu privire la această modalitate de vot. De exemplu, situația datelor cu caracter personal, care sunt puse la dispoziție prin intermediul platformei votstrăinătate.ro pentru a se înregistra pentru votul prin corespondență. Sau traseul exact al plicului care conține buletinul de vot din perspectiva asigurării secretului votului. Toate aceste rezerve sunt nejustificate. Cred că este important ca aceste lucruri să fie clarificate și vă stăm la dispoziție cu colegii mei și cu reprezentanții autorității electorale permanente pentru a vă explica că nu există niciun fel de pericol din punct de vedere al siguranței datelor votanților. CNP-urile sunt criptate atunci când sunt utilizate în acest proces electoral. Datele personale nu ajung în niciun fel la vreo altă instituție pentru a fi folosite în vreun alt scop. Ele sunt utilizate strict pentru gestionarea și desfășurarea în bune condiții a procesului electoral atunci când vorbim în acest caz despre votul prin corespondență. De asemenea, știm că mai există un element care a ridicat anumite semne de întrebare în cazul cetățenilor români aflați în străinătate și anume cum să facă dovada reședinței sau domiciliului în străinătate. Aș vrea să subliniez că domiciliul sau reședința se pot atesta prin diverse documente în funcție de statul de reședință. Există un ordin al Ministrului Afacerilor Externe din 2019 care este dedicat acestui subiect. Lista acestor documente este disponibilă pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe în secțiunea special dedicată alegerilor parlamentare din acest an. Este o listă variată care este adaptată la specificul fiecărui stat.
iar unele dintre aceste documente sunt foarte ușor de obținut. De exemplu, pentru unele state, cum este Franța, este suficient să dovedești printr-o factură de utilități, o factură recentă de plata utilităților, că ai domiciliu sau reședința în statul respectiv. Pentru alte state se folosește, de exemplu, permisul de conducere. Pentru alte state este uneori posibil să folosești alte documente care sunt ușor de pus la dispoziție. Putem să vă dăm toate aceste detalii care de altfel se regăsesc și pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe. De asemenea, doresc să amintesc care au fost principalele modificări ale legislației, modificări recente ale legislației în materie electorală pe care noi le-am susținut, plecând de la lecțiile învățate pozitive în urma alegerilor prezidențiale din 2019. Nu o să mă refer la toate, ci doar la câteva. În primul rând, cel mai important, faptul că votarea în străinătate se va desfășura pe durata a 2 zile. Sâmbătă 5 decembrie, duminică 6 decembrie, în intervalul 7-21, cu posibilitatea de prelungire, este o altă prevedere importantă care a fost introdusă în lege, și anume în situația în care la ora 21 mai există alegători în localul secției de votare sau la rând în fața sediului în care funcționează secția, acestora li se va permite exercitarea dreptului de vot până la ora 23:59 în anumite condiții prevăzute de lege. Al treilea aspect foarte important pe care și noi l-am susținut a fost faptul că listele electorale din străinătate nu se vor mai completa pe hârtie, ci vor fi generate electronic pe tabletele din secțiile de votare, așa cum s-a procedat la alegerile parlamentare din 2019. De asemenea, extrem de important, subliniez acest lucru, cetățenii români cu domiciliu sau reședința în străinătate vor putea vota la orice secție din afara țării, indiferent dacă s-au înregistrat sau nu în registru electoral, adică dacă s-au înregistrat ca alegător la secție pe platforma votstrăinătate.ro. Ceea ce înseamnă că, eventual, dacă nu poți vota în țara ta, dar te afli în apropierea unei secții de votare din afara țării respective, dintr-o țară apropiată, vecină, unde se poate vota, poți să te duci să votezi la acea secție. De asemenea, vreau să mai menționez câteva aspecte legate de cele 12 secții de votare care au fost deja anunțate de către Autoritatea Electorală Permanentă și transmise Ministerului Afacerilor Externe. Este vorba despre o prevedere din articolul 23 și articolul 48 din legea 208/2015, care permite organizarea de una sau mai multe secții de votare, iar în afara acestora, la sediile misiunilor diplomatice sau consulare, iar în afara acestora, cu acordul statului respectiv și în alte locuri. Pe lângă aceasta, se vor organiza secții de votare și pentru localitățile sau grupurile de localități în care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători înregistrați pe site-ul votstrăinătate.ro. În urma celor aproape 4.000 de înregistrări, mai exact 3.939 de înregistrări, vom organiza 12 secții de votare în următoarele localități: Bruxelles, Paris, Stuttgart, Bonn, Roma, Milano, Haga, Londra, Manchester, Chișinău, Madrid, Barcelona. Aceste 12 secții vizează exclusiv înregistrările de pe portalul votstrăinătate.ro și, cum am mai spus, ne propunem ca, în funcție de condițiile și restricțiile ce ar putea fi introduse de un stat sau de altul, să organizăm cât mai multe secții de votare pentru cetățenii români din străinătate, să ne apropiem cât mai mult de numărul de secții organizate la alegerile prezidențiale din 2019, care au fost, vă reamintesc, 835 de secții de votare. Procedura pe care o urmăm este aceea de a transmite, în vederea aprobării prin hotărâre de către AEP, propunerile de înființare de secții de votare în străinătate, în mod eșalonat, pe măsură ce primim din partea misiunilor propunerile definitive ale acestora, care sunt însoțite de sinteza consultărilor cu misiunile diplomatice și oficiile consulare, pe de o parte, sinteza consultărilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare cu cetățenii români aflați în străinătate. Consultările menționate reprezintă, de fapt, baza pentru nota justificativă a înființării secțiilor de vot. De asemenea, este nevoie de o notă justificativă pentru cazurile în care nu se mai fac secții acolo unde au funcționat secții la alegerile anterioare.
se face o notă logistică pentru fiecare local de vot. De asemenea, sunt puse la dispoziție informațiile furnizate de autoritățile străine cu privire la numărul de cetățeni români. De asemenea, vreau la final să reamintesc foarte pe scurt care sunt competențele Ministerului Afacerilor Externe pentru a nu exista confuzii în desfășurarea procesului electoral în străinătate. Ele sunt de ordin logistic, sunt relativ limitate, dar totuși importante, întrucât, cum spuneam la început, coordonarea activităților de pregătire și organizare a procesului de votare în străinătate se află în competența Biroului Electoral de Circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliu sau reședința în afara țării. Astfel, în primul rând, Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice și oficiile consulare, ia măsuri pentru identificarea de spații adecvate pentru sediile secțiilor de votare în străinătate. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe asigură în condițiile legii sediile și dotarea tehnico-materială ale Biroului Electoral de Circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliu sau reședința în afara țării, ale birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, precum și ale birourilor electorale pentru votul prin corespondență. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe asigură, împreună cu AEP și Institutul Național de Statistică, personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliu sau reședința în afara țării, asigură serviciile de comunicații de voce și date necesare birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, dar și distribuirea terminalelor informatice, adică tabletelor furnizate de STS către secțiile de votare din străinătate. De asemenea, împreună cu AEP-ul, asigură informarea cetățenilor români asupra modalităților de exercitare a dreptului de vot în străinătate. Înainte de a-i da cuvântul domnului președinte al Autorității Electorale Permanente, inclusiv pentru a vă explica și alte elemente pe care eu nu le-am atins în intervenția mea, vreau să vă asigur de faptul că Ministerul Afacerilor Externe va depune toate eforturile pentru asigurarea procesului de vot în condiții optime și de siguranță, sigur în funcție de circumstanțele generate de pandemia de COVID-19. Și în același timp aș dori să adresez rugămintea dumneavoastră, reprezentanții mass media, de a susține campania noastră de informare și promovare a votului prin corespondență. Pentru că obiectivul organizării unui proces electoral în condiții optime și de siguranță este până la urmă un obiectiv comun, nu doar al executivului, dar și al societății civile și, credem noi, și al mass media. De aceea mizăm pe rolul dumneavoastră foarte important în informarea publicului și în diseminarea informațiilor complete pe care noi încercăm să le punem la dispoziție. Vă mulțumesc, mă opresc aici și rog pe domnul președinte Nicolețului să ia cuvântul. Vă mulțumesc, domnule ministru. Din punctul nostru de vedere al Autorității Electorale Permanente, până la acest moment lucrurile au funcționat potrivit planului pentru organizarea procesului electoral alegeri parlamentare 2020. Aceste alegeri, așa cum știți cu toții, sunt pe 6 decembrie, 5 și 6 decembrie pentru circunscripția 43 străinătate. Înregistrarea pentru cetățenii români din străinătate, fie că vorbim de votul la secție, fie că vorbim de votul prin corespondență, a început cu data de 1 aprilie, pe platforma Autorității Electorale Permanente votstrăinătate.ro, platformă dezvoltată în parteneriat, ca să spun așa, cu Ministerul Afacerilor Externe, pentru că finalitatea este procesul electoral în străinătate. Această platformă a fost dezvoltată pentru alegerile parlamentare de colegii noștri din cadrul Autorității, de domnul Ovidiu Opraica, șeful Departamentului Informatizarea Proceselor Electorale. E o construcție nouă. Această aplicație interoghează în registrul Autorității Electorale Permanente cetățenii care se înregistrează, iar după validare îi radiază din lista electorală din țară și îi mută pe lista electorală pentru secția de votare, așa cum au solicitat, ori pentru votul prin corespondență. De ce am făcut această mențiune? Pentru că, așa cum a menționat și domnul ministru, aceste informații nu sunt noi cu privire la cetățenii români care se află în străinătate. Ele sunt în evidența cetățenilor români care se află cu drept de vot, care se află deja la Autoritatea Electorală Permanentă, Registrul Electoral. Doar se creează o bază de date separat pentru secție, cât și pentru votul prin corespondență, astfel încât să avem evidența
pentru a crea secții de votare la cel puțin 100 de cetățeni și pentru a trimite documentele de votare în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență. Și aceste informații sunt destinate strict procesului electoral, nu au ca destinație alte autorități care să urmărească din anumite puncte de vedere, cum s-a speculat în spațiu public, că ar fi utilizate pentru fisc sau pentru alte baze de date aceste informații. Împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale am dezvoltat sistemul anul trecut și cu colegii noștri de la Departamentul Informatizarea Proceselor Electorale, sistemul de vot la secție în străinătate, acel sistem, tableta pe care s-a semnat direct, nu mai sunt utilizate listele electorale în secțiile de votare din străinătate, iar și se va dovedi că de această dată acest sistem va fi și mai util, pentru că vorbim de un flux mai rapid în secțiile de votare și ar fi fost bine să fi avut timpul necesar să-l implementezi pentru țară, dar e vorba de 20.000 de tablete care ar fi trebuit achiziționate pentru țară și nu este timpul necesar, dar de această dată va fi din nou utilizat acest sistem folosit la alegerile prezidențiale din 2019 și va asigura un flux foarte rapid și un contact foarte scăzut între cetățenii care se prezintă la vot și personalul secției de votare în procedura de votare, fie că e vorba de sâmbătă, fie că e vorba de duminică. Votarea se prelungește, așa cum spunea și domnul ministru, până la ora 23:59, dar să nu uităm că aceasta se va întâmpla și pentru țară, pentru duminică, 6 decembrie. Toți cetățenii care se află la secția de votare la ora 21, potrivit acelorași proceduri ca și în străinătate, își pot exercita dreptul de vot până la ora 23:59. Termenul, așa cum ați auzit, era 21 septembrie și a fost prelungit până pe 22 octombrie doar pentru votul prin corespondență, iar pentru votul la secție s-a încheiat pe data de 21 septembrie, data la care a fost generată lista electorală pentru secțiile de votare, pentru cele 12 secții de votare care au fost propuse a fi înființate de către Autoritatea Electorală Permanentă și Ministerul Afacerilor Externe. Cea mai importantă modificare din punctul meu de vedere și de care cetățenii trebuie să ia cunoștință, votul prin corespondență se va finaliza prin printarea buletinelor de vot de către cetățeni. Aceștia vor primi de la statul român toate documentele necesare votării, cu excepția buletinului de vot. Aceștia își vor tipări buletinul de vot la nivelul fiecărei, de către fiecare persoană și îl vor introduce numai după ce vor pune tibrul autocolant pe care îl vor găsi în documentele de votare. Și votul prin corespondență, așa cum a spus și domnul ministru, este la acest moment, din punctul meu de vedere, așa cum am spus încă din luna aprilie acestui an, este și cred că va rămâne în astfel de situații unica garanție în vederea exercitării dreptului de vot la distanță, pentru că dacă anul trecut la prezidențiale au votat 1 milion de români, în condiții de pandemie nimeni nu știe la ce să se aștepte. Vom înființa secții de votare. În 2019 am avut 835 de secții de votare și dacă am înființat aceste 835 de secții de votare pe măsurile de distanțare fizică, pe măsurile de protecție sanitară, de preferat tot votul prin corespondență este ca la ora 23:59 duminică seara să nu existe cetățeni care nu-și vor fi exercitat dreptul de vot în străinătate, pentru că așa cum știm și acesta este un drept, dar trebuie să optăm pentru cele mai viabile mecanisme pe care le creează tehnica și statul român,
astfel încât să-și exercite cât mai mulți cetățeni acest drept de vot. La acest moment avem 16.500 de cereri și mai avem sub 20 de zile de astăzi pentru înregistrarea la votul prin corespondență și îmi doresc ca cât mai mulți români să ia în serios această opțiune de vot prin corespondență. Aș vrea să prezint și cu privire la campania de informare pe care a realizat-o Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu colegii noștri și partenerii noștri de la Ministerul Afacerilor Externe. Autoritatea Electorală Permanentă a avut 23 de declarații de presă, interviuri la TV, radio, presa scrisă, 17 comunicate de presă pe această temă a înregistrărilor pe www.votstrăinătate.ro, 40 de postări pe tema acestui portal, două materiale video pentru promovarea înregistrării pe portalul www.votstrăinătate.ro. Autoritatea Electorală Permanentă a participat în 20 iulie și 6 august la cele două sesiuni online inițiate de Asociația ale Românilor din Germania, Elveția, Marea Britanie, având ca obiectiv votul prin corespondență la alegerile parlamentare din anul 2020 și mobilizarea diasporei în campania de informare și promovarea acestui tip de vot în contextul pandemiei COVID-19. Autoritatea a încheiat un parteneriat cu Liga Studenților Români din Străinătate, care vizează, printre altele, și sprijinul Ligii în demersurile Autorității Electorale Permanente de promovare și diseminare materialelor de informare pe tema votului prin corespondență în rândul comunităților de români din străinătate. Autoritatea Electorală Permanentă are pregătit la acest moment pachetul de materiale de informare care va fi publicat pentru alegerile parlamentare în drumarul alegătorului din străinătate și din țară, procedura de acreditare și formularele aferente legislației și întrebări-răspunsuri frecvente. Are pregătit clipul privind procedura de înregistrare ca alegător prin corespondență și promovarea acestuia. Intenționăm să solicităm și sprijinul aeroportului Otopeni în vederea difuzării clipurilor în rețeaua Digital Display din interiorul acestora și o altă serie de materiale de promovare, astfel încât să ne asigurăm că pe data de 22 octombrie vor fi cât mai mulți cetățeni care vor fi optat pentru votul prin corespondență ca unică formă de exercitare a dreptului de vot la distanță pentru cetățenii români care se află în străinătate cu domiciliul sau reședința. Vă mulțumesc mult, domnule ministru! Excelență, domnule ministru, domnule președinte, vă mulțumim! Așa cum spuneam, avem timp și pentru câteva întrebări. O să-i rog pe colegii mei să ne ajute cu microfoanele, dacă sunt întrebări. O să vă rog să vă prezentați și să menționați cui adresați întrebarea. Mulțumesc! Bună seara, Oana Ghiță, Ager Press. Este o întrebare tehnică, nu știu exact cine poate răspunde la aceasta. În acest moment, pe portalul online dedicat votului românilor din străinătate pentru parlamentare, s-au înscris 4.000 de persoane pentru votul la secție. Dacă una din aceste persoane consideră că până la 6 decembrie este inoportun să voteze la secție, se poate muta, adică poate opta pentru votul prin corespondență, adică nu va ajunge undeva într-un impas birocratic, să zicem, pentru că are două aplicații în acest sens? Mulțumesc! Răspunsul este da. La acest moment, una dintre cele 3.939 de persoane, dacă dorește să se înregistreze la votul prin corespondență, aceasta o va putea face și va fi scoasă din lista din celor cei 3.939, astfel încât să-și poată exercita dreptul de vot prin corespondență fără nicio problemă. Bună ziua, Miruna Mihailovici, Realitatea. Aș vrea să vă întreb, sunt două întrebări de fapt, aș vrea să vă întreb în primul rând ce veți face dacă vor exista situații unde acele acorduri preliminarii nu vor mai funcționa din cauza numărului crescut de cazuri de COVID din țările respective.
Și a doua întrebare, dacă sunteți mulțumiți de numărul alegătorilor înscriși pentru a vota prin corespondență până acum. Deci, în cazul în care acordurile respective nu vor fi acordate până la final, pentru că n-am primit încă toate răspunsurile de la toate misiunile diplomatice, sau în cazul în care un astfel de acord va fi retras, atunci singura opțiune pe care o avem este, în mod evident, să nu putem organiza secția de votare. De altfel, această prevedere este inclusă în modificarea recentă legislativă a cadrului normativ, care, din punct de vedere juridic, reglează această situație. Repet, este vorba strict despre situații cu caracter epidemiologic. Ele nu au în vedere o restricționare a dreptului de vot pentru cetățenii români din străinătate. Nu ne dorim să fim într-o astfel de ipoteză. Vom sta în dialog permanent cu autoritățile din statele de reședință pentru a vedea dacă se schimbă cumva opțiunile, deciziile, atitudinile autorităților din statul de reședință cu privire la acordarea posibilității de vot. Sperăm să putem să aplicăm regulile, oricât ar fi ele de restrictive, din statele respective, în așa fel încât să putem permite cetățenilor români să voteze. Va fi, prin urmare, un mix de reguli care se vor aplica. Pe de-o parte, regulile care vor fi general aplicabile secțiilor de vot, așa cum se vor decide ele, inclusiv pentru secțiile de vot din țară, deci ele vor fi aplicabile și pentru secțiile de vot din străinătate, dar va trebui să ținem cont și de regulile aplicabile în statul de reședință. Prin urmare, sperăm să nu avem o astfel de situație și suntem încurajați de faptul că până în prezent doar două state au comunicat că nu vor permite deloc organizarea de secții de votare. La cea de-a doua întrebare vă răspund eu. Nu sunt mulțumit de aceste înregistrări. De ce? Îmi doresc ca cel puțin numărul să fie egal cu cel de la alegerile prezidențiale din 2019, în jurul celor 30.000 de înregistrări. Mai avem 20 de zile și totuși cred că se poate ca măcar cifra de 50.000 să fie atinsă, pentru că vedem că în fiecare zi evoluează lucrurile, nu involuează în ce privește pandemia COVID-19 și atunci cred că cetățeanul să ia în serios această modalitate de înregistrare și să avem cel puțin un număr de 50.000. De ce? Întotdeauna numărul acesta nu este legat doar de un sistem, ci de validitatea și de puterea mandatului reprezentat și reprezentarea parlamentarilor dintr-o anumită circunscripție. Mai sunt întrebări? Vă rog. În țară numărul maxim este de 2.000, în străinătate se poate ajunge la mai mult în cazul în care e nevoie. V-ați gândit la o asemenea măsură? Și de asemenea, doar dacă se poate clarifica situația cu buletinul de vot care va fi printat, adică fiecare cetățean în parte își va printa acasă buletinul și îl va trimite, doar să clarificăm, să fie mai clară această situație. Își va printa în regie proprie acasă, într-un anumit loc, buletinul de vot, îl va introduce după ce va aplica autocolantul și la nicio secție de votare din străinătate nu există limitare cu privire la numărul de participanți în procesul electoral. Sunt anumite coordonări cu privire la numărul de buletine care vor trebui să ajungă la acele secții unde se votează mult, dar din cunoștințele mele am trecut la prezidențiale unde au votat 1.000.000 de români, aproape 1.000.000 de români, că au fost gestionate suficient de bine și toți cetățenii și-au exercitat dreptul de vot fără restricții. Mai sunt întrebări? Nu. În cazul acesta, vă mulțumim mult pentru prezență și vă urim o seară bună.